O nouă zi, un nou test. Dura asta, testăm cafeluți. Cafeluți drăguți de la Carrefour Sensation. Cafea Columbia. E prima oară când testez minunea asta. Și asta pentru că am avut norocul, căci suntem pe buget, țin să menționez, să o găsesc la Radus, Chico. Și o avem pe mândra asta. De mirosi, miroase interesant, dar când am pus-o acum în cănuță, am pus un pic de zahăr, că nu pot chiar așa pe ro, deși, în mod normal, se degustă așa varianta neagră. Miroase a bobe mult prea prăjite. Oh, Doamne! E tare! Bine, am făcut-o la Express, la machineta aia mea mică. Ca să înțelegeți la chestia asta. Așa. Și că ar trebui să aibă gust acidulat și fructat. Sau acid. Acidulei. Acidulei e, cam din ce știu, acidulat. Nu zice? Cafea pur arabica, condiționez o atmosferă protectiv. Ingredient 100% cafea arabica de Columbia. Eu și franceza mea. Vă zic și pe italiană? Mecte vol trăfite avec de le froid. Ce? Freda? Adică apă rece? Ce ziceți voi aici? Dați așa, cred că nu am făcut-o cum trebuie, nu? Bucată de cafea per tața. Per conderea pian... A pieno... Degli aroma del caffè vi consigliamo di utilizzare acqua con non calca, da bene, fără calcare. Bun. Și vrei să-mi zici că asta se face la rece? Sau doar umezi în filtru cu apă rece. Oricum e tare. Oare? Să vedem cu lapte. Gata, m-am dus și lăpticul. Să încercăm să turnăm fără să dăm pe noi. Am reușit. Victorie. Mai amestecăm un pic. Parcă ceva nu e ok. Sau n-am făcut-o eu cum trebuie. Încercăm și cafea la rece. Că tot facem taste test. Ok, stai așa că acum mai înțeleg ceva. Ok. Cu lapte e altceva, să schimbă treaba. Se duce partea aia acidă. E un fel... Nu știu cum să vă zic. E un ceva care se rămâne așa între minunile astea de papile de pe limbă. Dar e o chestie nașpa, ca și cum ar fi o cafea mucegăită. Mi s-a mai întâmplat și la alte cafele care au fost bune, deci nu, asta e strict doar la mine, subiectiv. În momentul în care am pus cafeaua, se simte partea aia un pic mai fructată. O scoate în evidență. Așa, numai chestia, gustul ăla așa de pământ. Măi, și pământul parcă e mai bun. Da. E altceva cu lapte. Scoate în evidență partea aia care zic e mai fructată.
Partea, bine, asta e și chestia la cafeaua arabica, dar pur arabica, că are gustul ăla de mai pământ, mai un pământ care are ca un fel și de mucegai. Cel puțin pentru mine. Asta nu zic că toată lumea simte așa, că nu e cafeaua bună. Cum o percep eu? Și asta știu că e 100% arabica. Numai din cauza gustului ăstuia, de care vă ziceam eu, cum îl percep eu. Dar facem în felul următor. Avem minunata presă franceză. Și o să facem o cafea rece. Să vedem. Eu nu prea sunt fan cafea rece. Căci nu sunt fan. Nu știu, mi se pare că mai degrabă mănânc boabele așa decât să beau cafeaua. Sunt mai bune boabele mâncate. Apropo, dacă n-ați mâncat boabe de cafea, vă recomand. Așa. După cum ziceam, este într-adevăr arabica. După gustul ăla de care vă ziceam eu, care nu prea sunt o fan. Dar știu sigur că este cafea. Dacă m-ar și lăsa chestia asta. Mă, foarte mișto chestiile astea. Dar nu cu o mână. Upa, așa. Și o să încercăm varianta rece. Și apă fără calcar, de unde Dumnezeu, că toată apa e cu calcar pe aici. Opa! Cred că am pus prea multă. Ne ajunge? Am pus așa de o cafea, un pic. Hai două. Hai să mai punem un pic să iasă de două. Că vine tata și atunci testăm amândouă. Că până când vine el să o face și cafeaua asta rece. Așa. De mirosit miroase acceptabil. Încă nu e miros de cafea nașpa. Dar bine, nu e nici mirosul ăla care să mă dea pe mine peste cap. Că de asta nu e facilitam. Așa. Mă scuzați. Caut calitatea în lucruri. Așa. Adică îmi place să fie cât se poate de calitativ și bun. Și am anumite pretenții. Și aici o să pun la pizza. Amestecăm și o lăsăm să se facă cafea la rece. În mod normal e 12 ore, dacă nu mă înșel. Și vedem ce. Până acum varianta cu lapte e super ok. Chiar dacă este făcută la machinetă, nu știu ce zic ăștia de partea asta să strimezești filtrul cu apă rece și așa. Deja aici am băgat un pic în ceață. De asta, îmi place cafeaua, nu sunt o pasionată din aia nebunită, că bine, nu-mi permit să fiu o pasionată din aia nebunită, să am 15.000 de expresoare cu tot felul de nebuni. Încercăm pe ce avem. Ne descurcăm și cu ce avem. Varianta asta e chiar ok cu lapte, deci trebuie, cel puțin pentru mine, îmi trebuie lapte ca să simt chestia aia de fructat. Are într-adevăr un pic de fructat. Și revenim cu cafeaua la rece. Bun, revenim cu cafeaua presată la rece, presată, nu, în presa franceză făcută la rece. E mult mai aromată. Ce iau? Nu, ia o guriță. Vorbesc foarte serios să vezi ce aromată e. Gustă! Păi nu! Gustă, nu bea! Ce tare. Păi Bă, tare, faină, dar e bună! faină, faină. Și chestia aia de fructat mai deosebit, așa, mai... Putem înlocui. Se simte fructatul ăla mai bine față de când e fiartă, făcută. E mult mai ok. Deci dacă găsiți minunea asta, mai degrabă o faceți așa. Mult mai ok. No, cam atât. Băi! Băi.